Da, domnule Șoldan, înțeleg că apar noi măsuri, noi legi cu privire la evazioniști. Asta ne spune domnul Ciolacu. Înțelegem că avem o evaziune foarte mare, o vedem și noi, ne-am uitat la ce se întâmplă în vamă. Da, vine și propunerea asta controversată a lui Boloș cu 1% recompensă dacă stori patronul. Ce vreți să faceți concret? Pentru că stăm foarte proști și la colectare de TVA și la toată zona asta care ține de evaziune, marea evaziune, da? Marea corupție, la asta mă refer. Dar suntem cu toții de acord că avem o problemă cu evaziunea în acest moment în România și așteptăm cu toții soluții în momentul de față să combatem evaziunea fiscală în România. Acum, revenind puțin, mă uitam acum la declarație domnul Boloș, cred că e o propunere doar personală și puțin inspirată a domnului Boloș, fiindcă nu cred că guvernul va susține o astfel de măsură. Iar PSD-ul cel mai probabil va opune categoric unei asemenea abordări. Este puțin spus neinspirat în momentul de față să spui că trebuie să torni pe unul sau pe celălalt ca să descoperim evaziunea fiscală în România. Vom vedea, va fi o ședință de coaliție și așteptăm măsuri concrete care trebuie să vină în momentul de față, fiindcă suntem cu toți de acord că avem nevoie de anumite măsuri să combatem evaziunea fiscală. Dar nici Da, în dar acest ce nu caz nu ajunge va fi acum din așa. legislație, domnule Șoldan? Sunteți deputat. Ce nu ajunge acum sau ce nu le ajunge instituțiilor noastre să facă ce trebuie în povestea asta cu evaziunea? Pe asta vă și spuneam că am văzut și declarația domnului Boloș în urmă cu o săptămână sau două când a fost aprobat în guvern atunci, când a fost dat avizul pe noua legea pensiilor și am văzut că propunea 6 măsuri care țineau de Ministerul Finanțelor într-un fel și în momentul de față vom vedea exact o analiză făcută a celor de la Ministerul de Finanțe și așteptăm cu toții, fiindcă vor fi discuții în coaliție, efectiv pe o analiză făcută de cei la Ministerul Finanțelor și vom vedea exact ce trebuie făcut în continuare. Trebuie să vedem ce ne vor spune specialiștii. Ama, ne punem serios întrebarea dacă așa arată neoliberalismul cu fața umană propus de PNL. Că aceasta nu e prima inițiativă venită despre liberal cu privire la premierea turnătorilor. În 2021 a mai existat o inițiativă similară din partea domnului Burduja, dacă ne aducem aminte cu toți. Dar vedem, eu Nu sunt știu, sigur nu mi-aduc că aminte. și